A fost adoptat un buget care prioritizează investiții în stabilitatea socială, educație și infrastructură. Creșterea salariului minim, a veniturilor profesorilor și a pensiilor în 2024 înseamnă respect și dreptate socială, nu pomană electorală. Reprezintă redarea demnității unor categorii de români prea mult timp nedreptățiți. Respectul pentru munca lor nu poate fi suspendat sau anulat, doar pentru că unii văd mereu apocalipse financiare, ori de câte ori Partidul Social Democrat crește veniturile românilor. Despre bugetul aprobat pentru anul 2024 sunt de reținut cel puțin trei elemente esențiale pentru care se poate afirma că acest buget este mai bun decât toate bugetele făcute de partidele care au fost la putere și acum sunt în opoziție. Cel mai mare buget pentru investiții, asigurarea pentru reforma pensiilor, cel mai mare buget pentru educație. În plus, a avut în vedere creșterea salariului minim la 3.700 de lei de la 1 iulie, iar până atunci se menține facilitatea scutirii de taxe pentru 200 de lei. Cel mai mare buget pentru transporturi, plus 27% în plus. Premierul Marcel Ciolacu a spus clar că în 2024 nu vor crește taxele și nu vor fi introduse taxe noi. Creșterea veniturilor se realizează din investiții, crearea de noi locuri de muncă, măsurile fiscale pe care și-a angajat guvernul răspunderea. Și proiectele pentru dezvoltare locală vor fi susținute. Pentru programul Angel Saligny, alocarea este cu 3,7 miliarde lei mai mult, dublu față de 2023. Există un plus de 10% și la investițiile din program Național de Dezvoltare Locală. La sănătate va fi un plus de 44% față de execuția din 2023. Creșterea bugetului cu 5,8 miliarde lei trebuie să elimine situațiile în care spitalele să rămână fără finanțare și bolnavii să nu aibă acces la tratament. Ținta de inflație sub 5%. În plus, guvernul va continua să susțină producția românească și munca fermierilor români cu o alocare de 2% din PIB pentru agricultură. Bugetul a aprobat pe 15 decembrie proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat pentru 2024.